În acest sfârșit de săptămână, polițiștii giurgiuveni vor acționa în sistem integrat pe linia transportului de mărfuri și persoane și a consumului de băuturi alcoolice. La aceste activități participă toate efectivele de poliție rutieră și de ordine publică, atât din municipiul Giurgiu, cât și din Bolintin Vale și Mihăilești. În special vom acționa pe acest sfârșit de săptămână în zona de nord a județului, pe raza secțiilor de poliție comunale Roata de Jos și Bolintin Vale, dat și pe raza secțiilor de poliție Băneasa și Comana, pe drumurile naționale 41 și pe drumul național 5A. În același timp, polițiștii vor folosi aparatura video de supraveghere a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor din dotare pentru a se asigura că șoferii nu depășesc viteza legală. Avem acțiuni cu radarele pe drumul național 5 București-Giurgiu, pe drumul național 6 București-Alexandria, în municipiul Giurgiu pe bulevardul București, șoseaua Slobozii, șoseaua Prieteniei și bulevardul Mihai Viteazu, dar și pe drumurile naționale, pe drumul național 61, pe raza localităților Letca și Crevedia și în zona de nord a județului, pe drumul județean 601, Bolintin Deal, Bolintin Vale, și pe drumul județean 601A, Joița, Cosoba. Polițiștii recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată condițiilor de drum, să nu bruscheze comenzile autovehiculelor și să se deplaseze cu atenție sporită, în special în zonele periculoase, pante, rampe sau curbe.